sunt născut în anul 1943, în timpul războiului. Atunci a venit evacuarea. Trebuia să plece din localitate. Mama eram trei copii atunci. Și ne-a dus în pădure, aici, 2 km la Ucraina aici. Și eu plângeam că eram de un an. Da. Mâncare nu era, haine, îmbrăcăminte nu era. Și plângeam. Și o vecină de acolo, care era cu mama, a zis mamei ca să mă dea pe mine ei, ea face o portă în pământ și mă îngroapă și nu avem probleme cu rusul. Rușul pe dânsul a prins-o, că nu trebuia să stea în pădure, că trebuia să meargă în alte sate, mai departe. Și pe mama nu. Și am ajuns zilele astea, de 81 de ani. Mulțumim Domnului. Pe urmă, când am crescut mai mare, am ajuns, m-am căsătorit, am trăit în lumea asta, ne cunoscând pe Dumnezeu. Și într-o primăvară, CAP-ul la noi și era CAP-ul făcut o cărămidărie. Și m-am dus și eu la cărămidărie, era 4 frați acolo, lucra la cărămidărie și eu a cincilea. Și da, ei cânta cântări și mi-a plăcut. Plăcut și m-am hotărât și eu, m-am dus acasă la soție, într-o zi, într-o sâmbătă, seară, zic, eu de azi înainte mă pocăiesc. Eu cred că glumesc, că nu am luat-o tare în serios. Și eu m-am hotărât, am zis către dânși acolo unde lucram, că zic, de azi înainte schimb stăpânul. M-am hotărât, gata. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine, eram bolnav. Aveam cu stomacul, cu intestinile, aveam probleme mari. Și am lucrat la Timișoara într-un an, la un CAP-ul. Am lucrat cam tare, am pus cerealele la vagon, n-am premâncat în ziua aceea, cu stomacul aveam probleme. Și am ajuns în Timișoara, dar zic, mă duc ceva să mănânc la Seminica, care era în spatele gării. Și m-am dus, am luat mâncarea de acolo și când mă așez la masă, mi s-a negrit așa înainte, că am făcut întuneric în sală. Am sărit de acolo și pe ușă și am fugit afară. M-am dus, mă duc că avem o vecină la spital acolo, doctoriță, și zic, mă duc până la dânsa. M-am vrut să mă sui în tramvai, tot așa am pățit. Cum m-am oprit în loc, ni s-au negrit. Negru vreau, gata. Și am sărit jos și am luat-o pe jos. Am luat-o pe jos până la spital acolo, era spitalul în centrul orașului. Dar când am ajuns, am întrebat de portare dacă e pe acolo. Și portarul de 10 minute a plecat acasă. Era trist. Mai aveam 2 ore până la tren, dar eu acasă nu puteam să vin nici într-un gat. Dar nici nu m-am stresat că ce-i face. Nu, nimic. Am intrat, venind înapoi spre gară, am intrat într-o farmacie. Și din mărți, așa, cum mă opream un loc, vine să ne grea, gata. Și era, nu îmi dau seama. Și i-am spus din mărți, așa, dați-mi jos stomac, că nu mai pot. Am scos un pom de 10 lei și zice, scoate un pom de 10 lei. Ne-a două feluri pastile, trei pastile mai mari, așa, ca 5 bani, cum era, și trei mai mici. Am luat pastile și le-am mânt și am dus atât, în gândul meu. Doamne, nu-mi pun nădejde în pastilele astea, nădejde nu pot în tine. Și când am închis ușa farmaciei, așa cum am simțit că îți ia cineva un praf de pe haină, așa am simțit că ne-a luat durerea în stomac. Și în stradă, am suflat, nu nimic, nici o problemă. Asta a fost în 75. Și eu de atunci cu stomacul n-am mai avut niciodată nicio problemă.
Da. Și Dumnezeu m-a ajutat în toate lucrurile. Am avut 7 copii, adică am 41 de nepoți, 33 nepoți. Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns zilele astea, că m-a chemat la mântuire.